Ministrul Finanțelor este la atac după avertismentele lui Florin Câmp. Nu are voie să se joace cu declaraiile, el poate să submineze economia României. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit marii seari, la Antena 3, despre proiectele privind pilonul 2 de pensii. I-a spus că ideea ce românii vor pierde la pensie este o absurditate. I-a dat asigur că nu se va întâmpla ceva. Ministrul Finanțelor a lansat un atac la adresa lui Florin Câmp, spunând că prin declaraiile pe care le face poate submina economia României. Cătălin Redulescu s-a dezlănțuit după ce PSD i-a retras sprijinul politic, o nulitate de la care a plecat toată povestea. O să-i fac plângere penal. Avantajul la pilonului avantajul este ce indiferent cât te reiete după momentul pensionării, statul îi asigur, la pilonul 2 are numai pe o anumit perioadă. Pilonul 2 nu este o pensie privată, este pensia de la pilonului administrat privat. Se vorbește de o gaură de 1,1 miliarde, vede declarații care mai halucinante la domnul Câmp, vedeau câteva exemple, 12 inflaie, se limită costurile de împrumut pe piele externe, nu are nicio logic, nu are voie să se joace cu declaraiile, el poate să submineze economia României. Se instige românii din afară să nu mai trimit banii în ar. Înțeleg lupta politic, dar trebuie să ai o limită, a spus Teodorovici. Până la final de mai iunie, se dorește pregătirea unui nou concept. În primul rând se poate opta între pilonul singur și pilonul 2. Apoi, nimeni dintre cei de la pilonul i se aibă de suferit. Pilonul i trebuie să devină măcar la fel de transparent ca pilonul 2. Să lărgi marea în care pilonul 2 poate să investească. Timp ce din banii acumulai la pilonul 2 7 miliarde de lei sau câtigati aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt comisionul administratorului, a explicat ministrul.